Potrivit președintelui Confederației Elvețiene, în prezent în Elveția trăiesc aproximativ 30.000 de cetățeni români. În momentul aderării României la Uniunea Europeană, Elveția a trebuit să ia hotărârea de a lărgi această liberă circulație și pentru cetățenii români, un proces care a presupus mai multe etape în aplicarea lui și care a determinat menținerea acelor clauze. Pot să confirm acest lucru, în luna mai a anului viitor ajungem la finele acestui proces, după care dată iată că nu va mai exista nicio diferență și nicio restricție. De asemenea, și șeful statului a precizat că discuțiile pe această temă au fost pozitive. Elveția, din motive pur tehnice, a trebuit să revină la această, hai să nu-i spunem restricție, la aceste contingente și în condițiile în care mi s-a confirmat că discuțiile în societatea elvețiană sunt într-o notă pozitivă despre România, despre români, nu mi rămâne decât să salut faptul că, începând cu sfârșitul lunii mai 2019, nu va mai exista nicio restricție. În momentul aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană, Elveția a introdus restricții privind accesul cetățenilor celor două state pe piața muncii. Elveția nu este membra Uniunii Europene, dar face parte din zona economică europeană și din spațiul european de liberă circulație Schengen.